Hola, hola! Bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi, după cum bine se poate observa, sunt în continuare răcită, deci yay me! Așa, lăsând asta la o parte, am zis haide să vă arăt machiajul meu pe timp de vară, pentru că de cele mai multe ori vara nu prea folosesc fond de ten, așa că am zis haide să vă arăt și vouă, cum fac, ce fac, sper să vă placă. Sper să vă ajute cu ceva, poate să vă dea o idee nouă, nu știu. Dar eu totuși sper să prindă bine acest clip. Așa că dacă sunteți curioase să vedeți, curioși, curioase, să vedeți cum am realizat machiajul pe care îl am în momentul de față, vă las în continuare cu imaginile. Hai să trecem la treabă și voi începe cu baza de la Fenty. Pentru că mereu mi-aplic, încerc să-mi aplic și o bază de machiaj. Da, am luat cam atât. Aproximativ o pompiță jumătate. O încălzesc în palme. Și încep prin a aplica pe zona T. Iar apoi restul o să întind pe toată fața. Ok, nu voi folosi fond de ten pentru că afară este cald, deși este înnourat și voi apela la Cicaperu de la Dr. Jart. Am întins câteva puncte pe întregul ten și îl voi masa în ten. Logic. Da, după cum se vede, acesta nu a acoperit cine știe ce. Este o cremă, deci nici nu ne putem aștepta să ofere cine știe ce acoperire. În schimb, mi-a uniformizat cât de cât nuanța tenului, ceea ce și căutam, pentru că totuși vreau să acopăr puțin ceea ce se întâmplă aici. Voi apela la BB cremul meu pentru ochi, pe care l-am din Beautiful Box și care, din păcate, nu reușesc să îl găsesc în magazine. Pe care, de fapt? Îl voi aplica la fel cu degetul, prin mișcări de tapotare. Astăzi nu vom folosi niciun burețel de machiaj. Acesta se aplică cam ca și o cremă, cam același efect. Da, după cum se poate observa dintr-o parte și cealaltă, nu mi-a anulat în totalitate, nu mi-a neutralizat în totalitate cearcănele. Dacă voiam asta, trebuia să folosesc și celălalt corector de la L'Oreal. În schimb, a uniformizat puțin și mai maschează cât de cât. Dar nu mă deranjează, pentru că atât timp cât nici pe restul tenului nu am aplicat niciun alt produs, așa voi avea un aspect cât mai natural. Și aia e, deci tenul meu, deși pe cameră cearcănele se văd ceva mai pronunțate, să știți că în realitate nu se văd chiar așa. Este cât de cât uniformizat, așa că voi trece la pudră și, desigur, pentru pudră folosesc Marc Jacobs, noua mea pasiune. Da, da. Iar pentru restul feței voi folosi un produs pe care nu m-ați mai văzut folosindu-l și este pudra de la Clinique Redness Solution. Este o pudră, întocmai pentru treaba asta, are ceva, un ton ușor gălbui și ajută și ea puțin la neutralizarea roșeții, bineînțeles. Chiar dacă pe timpul verii de multe ori nu mi-aplic fond de ten, pudră îmi aplic zilnic. Ok. Și acum a venit timpul sprâncenelor, tot așa vreau să merg pe ceva cât mai natural și voi folosi trusa aceasta în miniatură de la Marionneau. Pentru capul și corpul sprâncenei voi folosi nuanța din mijloc, iar pentru coadă nuanța aceasta mai închisă. După cum se vede, nu le-am făcut mare lucru, ci puțin le-am conturat și voi folosi brow gelul de la Anastasia pentru a fixa totul. Pentru machiajul ochilor voi folosi o paletă tot așa, pe care n-am mai folosit-o pe cameră până acum. Eu o am de prin primăvară. Este cea de la Kat Von D, Lolita.
Și este o paletă mată, da, doar cu farduri mate. Eu am mai folosit-o, deci o cunosc, doar că nu v-am arătat-o vouă pe cameră. Pentru început voi lua nuanța Promesa, pe care o voi aplica, cum v-am obișnuit, pe întreaga ploapă. Aceasta este un mov pastel foarte, foarte deschis și aș putea lăsa totul fix așa cum este, însă desigur că eu vreau un pic mai mult și pe întreaga pleapă mobilă voi folosi nuanța aceasta de aici, care se numește Hermosura. Nuanță pe care o voi blendui foarte bine și în pliu. Ei, după cum se vede, nu am aplicat-o cu o pensulă foarte pufoasă, întocmai pentru a fi cât mai puțin pigmentată, pentru că paleta aceasta este destul de pigmentată. Iar pentru a-mi da ceva mai mult profunzime privirii, voi merge cu nuanța... aceasta de aici, care se numește Recuerdos. Dar după cum se vede, este o nuanță foarte pigmentată, care își păstrează pigmentul chiar și atunci când îl blenduiesc. În general, nuanțele de mov sunt ceva mai greu de blenduit și necesită un pic mai multă atenție, pentru că sincer, nu reușesc să-mi dau seama nici eu de ce, însă din ce am observat, că am luat toate nuanțele de mov, toate fardurile de mov pe care le-am încercat, necesită un pic mai mult iubire, să le spunem așa. Da, după cum se vede, doar puțin ce am aplicat pe colțul extern. Desigur că această variantă poate fi folosită și într-o seară de vară, dacă nu sunteți chiar atât de obișnuite să aplicați asemenea nuanțe. Însă, de asemenea, pentru o persoană ca mine, da, nu este un machiaj de zi cu zi, pentru că este ceva mai puternic, dar eu îl folosesc în oricare moment al anului. Dacă vă căutați o paletă de farduri mate, vreți să investiți într-o paletă de farduri mate în nuanțele acestea movulii, chiar vă recomand să încercați măcar această paletă în Sephora. Mie una îmi place. Știu că nu v-am arătat-o până acum pe cameră. Aici am fost eu cu minte și tocmai ce m-am scărpinat. Dar de ce să-i facem? Vă recomand, este o paletă foarte mișto. Pentru a-mi termina machiajul ochilor, voi apela la ceva iluminator, pentru că paleta este una mată și îl voi folosi pe acesta de la Wet n Wild Blossom Glow. Iar drept mascara, voi folosi o miniatură pe care o am de la Chanel, Le Volume de Chanel, în nuanța 10 Noir. Nu este cine știe ce, eu am primit-o la cumpărături, dar încerc să o folosesc totuși. Pensulita pare destul de mișto, dar cam atât, adică nu văd nimic deosebit la ea sau nu văd de ce mi-aș achiziționa-o eu, inclusiv un full-size sau miniatură, când face cam același lucru ce-l face oricare altă mascara. Avem și mascara aplicată, hai să trecem și la machiajul feței. Pentru machiajul feței voi folosi în primul și în primul rând bronzerul de la Kiko. Da, se știe, l-am deja în două proiecte, dar nu contează. Drept iluminator îl voi folosi tot pe cel de la Wet n Wild, bineînțeles. Iar drept blush îl voi folosi pe cel de la Tarte în nuanța Harmony. Ce mai rămâne de făcut este machiajul buzelor, iar pentru machiajul buzelor voi merge pe ceva foarte simplu. Rujul de la Essence în nuanța 08 Big Proposal. Rujul, creionul. Ok, iar drept ruj voi merge pe Rosewood de la Marionneau, pentru că zic eu că o să se potrivească foarte bine. Pentru a mă asigura că, cel puțin la început, rujul meu nu va pleca pe căni, sticle și toate cele, și vă sfătuiesc și pe voi, când aplicați un ruj baton, să faceți același lucru, iau un șervețel și scot excesul.
Da, după cum se vede, într-adevăr, rujul nu va mai fi la fel de in your face, însă va rezista ceva mai mult. Cam acesta a fost machiajul meu rapid, pe timp de vară, fără fond de ten. Sper să vă placă, sper să vă inspire. Dacă este așa, aștept să ne citim în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare v-am pupat! Pa!